Salut! Ați văzut episodul cu Hyundai Santa Fe facelift și acum, dacă tot am avut ocazia, de ce să nu? Pentru că nu am mai prezentat-o nimeni, facem o scurtă prezentare a noului Hyundai Tucson și când va fi unul matriculat, îl vom lua și la test, eventual îl vom compara cu altceva. Dar era păcat să nu prezentăm noul Hyundai Tucson, care va fi o mașină destul de bine vândută, cum a fost și generația trecută, 2021. Pe platformă nouă, platforma pe care o să o împartă cu Hyundai Elantra, motorizări exclusiv benzină sau benzină hibride. Hai să începem un pic cu designul. Grila asta 3D pe care o implementat-o și pe Hyundai Santa Fe. Aici avem o echipare luxury și are grila în negru. Uitați-vă cum sunt LED-urile de zi amplasate în grilă, un design destul de aparte, și aici în stânga și în dreapta mai jos avem farurile full LED. De la echiparea premium în sus avem faruri full LED. Pe confort și pe style avem halogene. Hai să continuăm cu designul. Jantele de 19 inch, late de 2.35, au și ele un design ok. Anvelope continental, mai vin cu alte tipuri de anvelope pe alte jante. Interesant este că Hyundai îți spune pe site cu ce anvelope vin mașinile sale. Interesant că alții nu. 48V aici, s-a dat de gol puțin mașina pentru că sunt 3 motorizări. 1.6 turbo benzină 150 de cai, 1.6 turbo mild hybrid 180 de cai și full hybridul de 230 de cai putere pe aceeași motorizare, 1.6 smart string de generație nouă. Să continuăm. La fel ca la Santa Fe, ușa față se deschide cu tot cu bandouri ca să nu te murdărești atunci când intri înăuntru. Sper să se vadă. Și la fel, ambele uși se deschid destul de mult, aproape la 90 de grade. Și au același sistem de închidere cu un deget. Mergem un pic pe spate. Montantul ce e despărțit în 3 elemente, unul negru, unul cromat și aici de sticlă, să mai mascheze un pic din masivitate. La fel ca la Santa Fe, nu mai ai buton din acela de deschidere capac, ai bușon de rezervor normal. E10, concentrația maximă admisă de etanol în benzină. Asta ca să știți. Mergem pe spate, unde avem de data aceasta bandă de LED. Nu ca la Santa Fe, unde acea bandă era exclusiv reflectorizantă, avem stopuri LED 3D triunghiulare. Arată ca niște colți foarte drăguți. Sigla Hyundai este integrată în lunetă. Întrebarea este acum, unde este ștergătorul? Ștergătorul este sub acest eleron, aici amplasat, și vine de sus în jos, nu de jos în sus, și dă mașinii un aspect ceva mai curat. Și evident, aici avem al treilea stop de frână la mașină. Aici avem evacuare expusă spre deosebire de Santa Fe, două evacuări pe o parte și un mic difuzor așa din plastic. Evident, sistemul H-Track de tracțiune integrală, la fel ca la Santa Fe. Și cam ăsta ar fi exteriorul. Dacă tot suntem aici, hai să arătăm și portbagajul. Haion acționat electric de la echiparea premium în sus. Pe fiecare motorizare ai volum al portbagajului diferit. 620 pe 1.6 normal, 600 și un pic pe full hybrid și pe mild hybrid ai 577 de litri. Iar această copertină are șine, spre deosebire de Santa Fe, unde nu avea șine. Vrei să rabatezi bancheta? Se rabatează ușor. De data asta avem 40-20-40, nu 40-60. Puncte de ancorare, cârlige, priză de 12V, mereu utilă. Aici un compartiment secret, la fel ca la Santa Fe. E altfel compartimentat, dar în principiu are același rol. Și dacă vrei să pui bancheta la loc, foarte simplu, tragi de mâner.
evident aceeași poveste, dacă vrei să rabatezi bancheta și soții un pic mai verticală pentru mai mult spațiu pentru portbagaj, ai aceeași opțiune. Hai să arătăm și interiorul. Închidem. Haionul electric. De fapt, înainte de interior, hai să spunem un pic despre prețuri. 20.000 de euro varianta de bază. Vine binișor dotată, dar la 2200-2500 de euro în plus. Ai versiunea style, care vine foarte bine dotată pentru cei bani pe care îi dai pe ea. Nu uita de Auto Vantage. Dacă vrei un Hyundai nou, intri pe site, configurezi mașina și primești oferte de la diferiți dealeri. Primești un preț corect pentru viitoarea ta mașină nouă. Și acum hai la interior. Nu știu cum să facem. Vii tu prin dreapta? Ok. Și mă urc eu la volan. Să aprindem și lumina să se vadă mai bine. Aceeași poveste ca la Santa Fe. Ai intrat în mașină. Scaunul vine spre bord ca să fii tu în poziția ta de condus ideal. Hai să punem și hai să arătăm și cheia prima dată, aceeași cheie ca la Hyundai Santa Fe, noul tip de cheie. Am schimbat cablul de la lavalieră, cereba problema noastră cu sunetul. Vorbeam de volan. Este noul volan Hyundai care a apărut prima dată pe Sonata, a urmat Elantra și acum l-avem și pe Tucson cu 4 spițe. Foarte interesant ca design așa. Butoanele se simt ok, se simt de calitate. Și acum hai să continuăm cu materialele. Moi în partea superioară a bordului și a fețelor de uși. Plastice mai tari găsim în fețele de uși. Unde avem un spațiu corect. Sunt decupate pentru sticle, dar sunt destul de înguste. Pentru telefoane, acte, ai spațiu, dar pentru lucruri mai voluminoase, probabil nu. Volanul este reglabil manual, la fel ca la Santa Fe, atât pe adâncime cât și pe înălțime. Ce să mai spunem, două suporturi de pahare aici, un spațiu de depozitare aici și avem două prize USB, încărcare wireless pentru telefon și o priză de 12V, în sensul că Hyundai îți oferă toate opțiunile acestea de încărcare, conectivitate. Avem o cotieră destul de spațioasă, de data asta capitonată. Iar comenzile climatizării sunt cu touch. Nu o să o pornim acum, dar voiam doar să vă arăt că sunt cu touch. Și acum cum dăm off. Spre deosebire de Santa Fe, unde au păstrat acea consolă destul de încărcată cu butoane, dar care erau foarte ergonomic amplasate. Te vei obișnui și așa. Ionicul facelift are un sistem similar. E și buton pentru aer difuz, ca să nu-ți bată în față. Ceva similar am văzut și la Porsche Taycan. Avem selector pentru modurile de rulare. Și la versiunea hibridă ai și un acel terrain mode, cum ai la Santa Fe. Butoanele pentru scaune încălzite, volan încălzit, camerele. Și aici vedem camerele exact ca la Santa Fe, cu aceeași grafică, probabil sunt același hardware folosit, destul de utile. Și ca să ieși, apeși din nou pe butonul de camere. Aici avem, de fapt, butonul pentru blocarea diferențialului și selectorul transmisiei automate cu 7 trepte cu dublu ambreiaj. Park, reverse, neutral și drive. Foarte util, le-am condus pe Santa Fe, m-am obișnuit ușor cu ele. Auto 7. Aici avem 7, la Santa Fe avem 8, altă cutie. Scaunele, hai să vedem. Destul de confortabile, destul de moi. Susținere laterală mai slabă decât în Santa Fe, dar te obișnuiești. Arată bine, designul este frumos, cu cusături albastre, atât pe fețele de uși, cât și pe scaune. S-au chinuit un pic așa să arate ok. Aceleași butoane pentru modificarea scaunului din spate sau dacă vrea șoferul să modifice scaunul pentru pasagerul care va urca în curând în mașină. Trapa, același sistem cu două
două bucăți mari de sticlă și același sistem de închidere. N-o să-l închidem că avem nevoie de lumină. Materialul de pe plafon are niște striații, se simte ok la atingere, se simte foarte, foarte fain. Și dacă ajungem la torpedo, observăm că este o schimbare a calității materialului, de aici e moale, de aici este destul de tare. Dacă îl deschidem, observăm că este destul de spațios, dar nu este capitonat, măcar este luminat, știți că Dan are boala să aibă. Ok, și am interferențe pentru că sunt aproape de consolă. Asta se întâmplă la mașini, de asta avem acel sunet, acele interferențe, pentru că sunt sisteme electronice multe mașini și microfonul captează acestea. Și dacă ne uităm în față, observăm cum reflectă LED-urile și poți să-ți vezi mașina din față. Se vede pe cameră? Da, se vede și Volvo. Se vede și Volvo. Ok. Bun. Am prezentat interiorul. Sistemul de infotainment este identic cu cel de la Santa Fe. Dacă vreți să-l vedeți, aveți episodul cu Santa Fe, o prezentare detaliată, cu tot cu Sounds of Nature, Quiet Mode și Valet Mode, dar dacă nu mă înșel, nu are acel, da, acel mod de a vorbi cu pasagerii din spate, pentru că mașina fiind mai mică, are 4 metri și jumătate, nu 4800 precum Santa Fe-ul, să zicem că te înțelegi cu pasagerii, dar în principiu este același sistem de infotainment, grafică bună, răspunde bine, nu are Apple CarPlay widescreen, găsiți review-ul detaliat în clipul cu Santa Fe, o să-l las eu aici. Și acum, hai în spate. Bun. Și acum în spate. Nu toate echipările au aceste două prize USB în spate. Cred că de la Style în sus le au. Ok, avem guri de ventilație în spate și cu reglarea temperaturii. Să dăm un pic scaunul mai în față. Ok, deci revenim. Două guri de ventilație, buton de reglare a temperaturii, două prize USB de la echiparea Style în sus. Avem perdeluțe și aici, o surpriză plăcută, nu mă așteptam, credeam că este doar pe Santa Fe această funcție, îl dau jos ca să avem lumină. Butoane pentru scaunele încălzite în spate și butoanele pentru geamuri. Privacy glass în spate și o banchetă similară cu cea de la Santa Fe, destul de confortabilă. Și același tip de reglare a spătarului. Mai ales pe mașinile din acestea cu inclinații familiale, pentru copii, pentru mai mulți oameni, acest tip de banchetă ajută destul de mult. Deschidem aici două suporturi de pahare în cotieră, nu avem ski hatch. Dar dacă nu mă înșel, și sper să nu mă înșel, cred că bancheta se poate rabata în locul din mijloc, că era 20-40-20. Dacă vrei să știi unde e centura pentru locul central, este aici, ca să nu te deranjeze dacă nu o folosești prea des. Este în plafon, cum au mai multe SUV-uri, cu aceleași luminițe în spate ca la Santa Fe. Ăsta este locul spate. Spațiul, eu am lăsat scaunul pentru locul meu, dar observați, mai tăiați jumate și cam ăsta ar fi spațiul pentru picioare. Dacă ai o persoană mai scundă decât mine, s-ar putea să stea cu picioarele atârnate, atârnânde. Bacheta este un pic la unghi, nu este șezutul foarte vertical. Și în spate ai acest geam pentru mai multă vizibilitate dacă te uiți în spate. Oricum ai round view monitor pe echiparea de top luxury, cu camere 360 de grade, senzori, nu o să ai o problemă. Asta a fost și scurta noastră prezentare. Hai să arătăm și motorul, da. Și după motor mai vreau să mai prezentăm ceva la interior, că mi-am adus aminte. Ok, deci nu avem amortizoare precum la Santa Fe. Ai
Am și interferențe. Zău? Acum mai am? Ok, cam așa arată motorul. Am plasat transversal, evident. Tracțiune integrală preponderent față. Am spus trei versiuni, 150 normal, 180 mild hybrid, 230 full hybrid cu un motor electric de 230 de cai putere. Versiunea hibridă e singura pe care poți să o iei prin programul remat. Versiunea mild hybrid și cu normală nu poți. Și la versiunea full hybrid ai 2000 și ceva de euro pentru că se adună un bonus pentru modelele hibride. Reducere. Turbo, gasoline, direct injection, familia nouă, smart stream. Și asta e și compartimentul motorului. Și acum e la interior că mi-am adus aminte de ceva. Capota destul de grea. Adică e bine că e grea, înseamnă că este ramforsată. Hai. Atunci când selectez modurile de rulare, de exemplu, acum suntem pe normal. La Santa Fe nu se schimbau. Dacă apăs pe OK, dispare. OK. Deci, așa este pe modul normal, așa este pe sport, normal și eco. Grafica este foarte bună, rezoluția este foarte bună. Îmi place foarte mult. Și observați acest sistem cu checkered flag de curse, similar cu ce oferă Mercedes-Benz pe mașinile sale. Și dacă nu putem să intrăm în modul lock, ba da, putem să intrăm, se schimbă și acolo. Se vede blocarea diferențialului central care este electronic, nu este mecanic. Și cam asta e. Acum chiar că încheiem. Uite și tu cât de mișto se schimbă. Ți nu-ți place? Uite ce tare e. Da. Și acum nu por mască pentru că reprezentanța este goală. O să ieșim ca să putem să lăsăm oamenii să-și facă treaba. Dar eu tot m-aș mai juca cu asta. Gata.